Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Încep știrile orei 9. Descoperire inedită lângă București. Jumătate de tonă de cocaină a ajuns din greșeală în Chiajna. În cutiile în care ar fi trebuit să fie banane din Columbia, importatorul s-a trezit cu o cantitate uriașă de droguri la ușă. Colega mea, Gabriela Del Pupo, ne spune cum a fost posibilă o astfel de întâmplare și ce se va întâmpla acum cu stupefiantele. Bună dimineața, Gabi! Bun găsit! Până la finalizarea anchetei, procedura prevede ca drogurile să rămână în custodia poliției, după care se va face un proces verbal de distrugere și, bineînțeles, toate aceste droguri vor fi casate. Trebuie să precizăm faptul că această cocaină are o puritate de 98%. În unele cazuri se poate folosi și în industria farmaceutică, însă nu știm dacă pot să fie transformate și prelucrate aceste droguri. Este o anchetă în desfășurare în acest moment. Într-adevăr, se pare că drogurile au reușit să treacă de vamă unde nu au fost scanate. Importatorul aștepta să primească aproximativ 35 de tone de banane, însă a descoperit că erau ascunse în acele cutii aproximativ 500 de kilograme de droguri, valoarea pe piață fiind 25 de milioane de euro, dacă ar fi ajuns să fie comercializate în țara noastră. Drogurile ar fi fost aduse într-un stat al Uniunii Europene, în portul din Anvers, Belgia, după care au ajuns în portul Constanța din România, de unde au fost transportate în localitatea Chiajna la un depozit care, bineînțeles, era specializată în comercializarea de fructe. Mulțumesc, Gabriela. E dezastru într-una dintre destinațiile de vacanță preferate de români. Mai multe stațiuni din sudul Turciei arde mai bine de 2 zile, iar mii de turiști și localnici au fost evacuați. Până acum 3 persoane și-au pierdut viața înainte să fie găsite de salvatori, iar alte 60 au ajuns la spital. Imaginile au fost surprinse în provincia Mugla din Turcia. Un incendiu de vegetație a izbucnit, cel mai probabil din cauza temperaturilor extrem de ridicate înregistrate în ultimele zile. Pompierii intervin cu elicoptere pentru a stinge flăcările care se răspândesc cu rapiditate. În stațiunea Marmaris, mii de turiști care aflați în vacanță au fost evacuați în urma incendiului forestier masiv care se îndrepta spre centrul orașului. Căldura și vântul puternic au făcut ca flăcările să se răspândească în mai multe stațiuni, printre care Antalya și Bodrum, și pe teritoriul orașului Manavgat. Situat la o distanță de 75 de kilometri de Antalya, precum și în mai multe state din apropiere, până acum 3 persoane și-au pierdut viața din cauza flăcărilor. Este vorba despre un bărbat de 82 de ani care a fost găsit decedat în timpul operațiunilor de evacuare din districtul Kepesbeleni și alte 2 persoane din Degirmanli. Decizie importantă luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Una dintre destinațiile principale ale turiștilor români, Grecia, a fost pusă pe lista roșie de către oficiali. Decizia va intra în vigoare de la 1 august. Asta înseamnă că turiștii nevaccinați care se vor întoarce din Grecia vor fi nevoiți să stea în carantină, indiferent dacă prezintă sau nu un test PCR negativ. Grecia, alături de alte 6 state, printre care Irlanda sau Monaco, au intrat pe lista roșie a țărilor cu risc epidemiologic crescut. Grecia a trecut de pragul de infectare de 3 la 1000, care impune carantină timp de 14 zile pentru persoanele ce vin de pe teritoriul statului elen. În 13 insule grecești, precum Mykonos, Santorini sau Rodos, care sunt destinații preferate de români, a fost înregistrată o creștere alarmantă a numărului de infectări cu virusul COVID-19. În momentul de față, relaxarea restricțiilor se pare că afectează drastic turismul din zonă, implicit și vacanțele programate ale românilor. Sunt extrem de dezamăgit pentru că ei își puneau foarte mari speranțe în această vară, dacă vara trecută a fost
ciudată. Anul acesta se gândeau că vor reuși să producă niște bani cât să supraviețuiască. Acum aceste schimbări ale autorităților române le-a dat puțin planul peste cap, fiindcă sunt foarte mulți turiști în continuare care sunt nevaccinați și nu doar din România, ci și din alte state. În ciuda faptului că grecii au promovat insulele ca fiind zone sigure, se pare că sezonul turistic ar putea să se încheie destul de devreme din pricina noilor focare. Masca se poartă doar în spațiile închise, se respectă, e adevărat, distanțarea pentru că la plajă șezlongurile și mesele la taverne sunt puse la distanțe una de cealaltă. Fiind o grămadă de plaje pustii în Grecia, poți să te duci și să-ți iei șezlongul sau să-ți iei prosopul și să stai pe plaja ta. Românii care se vor întoarce de pe teritoriul Greciei vor putea să evite carantina de 2 săptămâni cu condiția să fie vaccinați. Excepție de la carantină vor face și copiii sub 6 ani, dar și cei între 6 și 16 ani care vor prezenta rezultatul negativ al unui test efectuat cu mai puțin de 72 de ore înainte. Vacanță de coșmar pentru mai mulți tineri care și-au pierdut mai bine de o zi pe drum pe trenul Interregio de la Mangalia spre Timișoara. Trenul a fost printre cele care au avut de suferit după defecțiunea la linia electrică atunci când călătorii au petrecut mai multe ore în tren în timpul nopții. O parte dintre ei au avut noroc și au ajuns la Craiova cu doar 10 ore întârziere. Spunem noroc pentru că cei care au continuat drumul spre Timișoara s-au trezit din nou în pădure, de data aceasta la 15 km de Drobeta Turnul Severin. Ce mai știi? Salut, salut! 13 ore. Atât au avut întârziere mai mulți pasageri ai trenului Interregio care venea din Mangalia spre Timișoara. Trenul a pierdut numai puțin de 10 ore în câmp, lângă Fundulea, la câțiva zeci de kilometri de capitală. După ce a trecut prin gara Craiova, pasagerii au avut parte de un deja vu. Asta după ce trenul s-a blocat într-o nouă pădure în jurul orei 16, de data asta la 15 kilometri de Drobeta Turnul Severin. De parcă nu era de ajuns și locomotiva de ajutor trimisă s-a defectat. Cum trenul a avut chiar o întârziere de 13 ore, o parte dintre elevi au fost recuperați de părinți, chiar din pădure, în apropiere de localitatea Valea Albă, acolo unde se defectase. O întârziere de peste 12 ore, trenul încă stătea pe loc când ne-am plecat, nu știu ce să zic. Atâta ore în tren, cum a fost? Minunat, o experiență foarte frumoasă, doream să mai stăm, ne-au dat un corn cu ciocolată, a fost bun, da. Pentru 13 ore nu cred că e suficient. Pe oricine am întrebat, n-au știut să-i dea un răspuns exact. Dădeau vina unii pe alții, cine știe. Și trenul de aici ce s-a întâmplat? S-a stricat din nou? Da, a venit o locomotivă de la Drobeta Turnul Severin, au montat-o pe aceea, din ce am înțeles s-a stricat și aia, nu știu, când mi-am plecat el încă era pe loc. Unul dintre părinții care a reușit să-și recupereze copiii din pădurea de la Valea Albă spune că tinerii au auzit că locomotiva care s-a defectat rămăsese fără frâne. Începând de la incompetența primului, ca să zic așa, care a condus locomotiva băut și a intrat într-un alt tren, terminându-se cu acea locomotivă care a vrut să-i scape după jumătate de zi pe copii și în momentul în care au vrut să plece, defectat și acea locomotiva. Ca să nu spun că locomotiva care i-a preluat pe primii înainte nu a avut frâne. Între timp, la Drobeta Turnul Severin, alți părinți își așteptau cu teamă în glas copiii să ajungă în gară. La ora 4 am venit la gară, am spus că la 4 și jumătate o să vină trenul, da? După care am aflat de la alți părinți că, de fapt, s-a defectat locomotiva și pleacă locomotivă, da? Iar acum ne-au sunat copiii că din nou s-a defectat și această locomotivă. Li s-a promis că CFR-ul le asigură masa și le-a dat un corn cu ciocolată. Este inuman. Aș fi curioasă dacă copiii ministrului de transporturi, dacă are copii, dacă ar fi fost în acel tren, cum ar fi stat el în aceste ore? La fel și domnul director de la Căile Ferate Române. Nu avem acces să ne ducem la ei, să-i luăm de acolo copiii, două locomotive venite, nu apă, nu mâncare, nu nimic, bătaie de joc, să-și dea demisia de involo de incompetenți toți. Reamintim că Interregio 1991 ar fi trebuit să ajungă la destinația finală la ora 10:48. Copiii care au petrecut noaptea în tren la 10 de kilometri de capitală au vorbit despre experiența prin care au trecut. Tinerii care se întorceau de la o tabără de judo au povestit cum au rămas fără apă, mâncare și fără semnal la telefon.
Părinții care au așteptat pe peronul gării din Craiova sunt șocați de felul în care au fost tratați călătorii. Trenul a plecat de la ora 19:30 din Mangalia și trebuia să ajungă noaptea la ora 3 în Craiova. Numai că la 30 de kilometri de București s-a blocat după ce mai mulți copaci au căzut pe liniile de înaltă tensiune. Astfel, trenul a avut o întârziere de aproximativ 10 ore. Pasagerii, printre care și minori plecați într-o tabără de vară, au petrecut 6 ore în câmp, timp în care nu au avut apă, mâncare și nici semnal ori baterie la telefoane pentru a-și putea contacta familiile. A fost foarte cald și... N-am avut nici apă. Am rămas la un moment dat și fără apă și fără mâncare, obositor. Nu, am sunat și nimeni nu ne dea informații. Am sunat și la gara din Craiova, gara din București, nu ne dea nimeni informații. Gara de la Craiova a zis să sunăm la București, toate. Cât timp a stat pe câmp? 6-7 ore. Am întrebat pe domnul controlor și pe domnul conductor și nu ne-a spus nimeni nimica. Mi s-a zis de-abia dimineață că o să ajungă o locomotivă în 40 de minute și a ajuns peste o oră jumate, cred. Ați reușit să vă anunțați părinții? Da. Eu am fost unul dintre puținii norocoși care a avut baterie la telefon. Era și cald în vagoane și... Am ieșit la un moment dat pe șinele de tren, nu mai era moarte de cald acolo. Între timp, părinții celor care se aflau în tren trăgeau spaima vieții lor. Nu aveau absolut nicio informație despre minorii, cu care era imposibil de luat legătura, așa că tot ce le rămăsese de făcut era să aștepte și să spere la vești bune. Au rămas fără mâncare, fără apă, nu au avut absolut nimic. Au rămas în câmp 9 ore. S-a oprit trenul la ora 23 aseară, ora 11, și au plecat astăzi la 8 fără un sfert din Fetești, ceva pe lângă Fetești. Pe acolo au plecat la 7:30, 8 fără un sfert au plecat de acolo. Au întrebat, au zis să aștepte. Au așteptat 2 ore, au zis prima dată 3 ore, 5 ore, până s-au făcut 9 ore. Inuman. Este ceva strigător la cer. Și nu au fost singurele întârzieri. Pe tabelele de la Craiova, un alt tren, tot din Mangalia, a avut o întârziere de 600 de minute. Și un altul, care trebuia să ajungă de la Calafat, a întârziat 200 de minute. Am stat în câmp. Mai prost e faptul că nu puteau să, nici măcar nu puteau să estimeze la ce oră ajung. Părinții încercau să facă soluții alternative, să mergem după ei, să-i aducem cu mașinile, cu autocar. Cu... Dacă restul nu se putea face, ale trimite niște apă noaptea atunci, în momentul ăla, și nu doar lor, tuturor călătorilor din tren, că nu doar copiii trebuie protejați și ceilalți. Ce ați simțit dumneavoastră ca și mamă? Toată noaptea v-ați gândit ce se întâmplă? Nu mă surprinde. Adică m-ar fi surprins normalitatea. M-ar fi surprins să-mi spună că are aer condiționat în tren, că e curat la baie. M-ar fi surprins că cineva să-mi spună că s-a prezentat cineva imediat. Dar asta nu mă surprinde. Accidentul feroviar de la Fetești a scos la iveală din nou toate problemele de la Ministerul Transporturilor. Cătălin Drulă a și găsit vinovatul. Mecanicul de tren era băut și a adormit. Nimic despre șefii din CFR, despre copiii care au stat aproape 10 ore în câmp blocați în tren. Pentru această situație, nici premierul Câțu nu a venit cu explicații clare. Cele două trenuri s-au ciocnit înainte de miezul nopții și au provocat un adevărat dezastru în gara de la Fetești. Au blocat șinele, vagoanele s-au împrăștiat peste tot și au rupt rețeaua electrică. Zeci de trenuri au avut întârzieri din cauza asta, iar cel mai grav caz a fost cel al unei garnituri în care se aflau mai mulți copii care se întorceau din tabără. Aproape 10 ore au stat copiii și profesorii și părinții blocați în plin câmp. Și am avut parte și de reacția halucinantă a directorului CFR, Ovidiu Vizante. De ce mă întrebați pe mine? Noi am pus la dispoziția CFR-ului această locomotivă. Dacă a fost un pom căzut pe linie, locomotiva nu poate, din păcate, sări peste pom. Eu vă spun ce informații am eu. Încercați totuși să vorbiți cu responsabilii, cei care conduc circulația. Încercați să găsiți transbordare la ora 0 noaptea a 1000 de călători cât sunt într-un tren, că văd că toată lumea știe. Eu sunt în funcție, eu iau deciziile. De ce veniți dumneavoastră și îmi spuneți ce trebuia să fac dacă vă spun că nu se putea face? La o asemenea declarație, așteptam ca ministrul Drulă să pună piciorul în prag. Și l-a pus.
spus, operatorul privat al cărui tren a provocat accidentul de noaptea trecută de la Fetești nu va mai putea efectua operațiuni de transport feroviar ca urmare a restricționării certificatului de siguranță. Autoritatea pentru Siguranță Feroviară va declanșa controle la operatorii de transport feroviar de marfă și de călători, în care va verifica respectarea normelor de siguranță. Ne anunță cu emfază pe Facebook Cătălin Drulă. Nici vorbă despre șefii din CFR și din Ministerul Transporturilor, adevărați responsabili pentru ceea ce se întâmplă pe calea ferată. Așa că așteptam un răspuns de la Florin Câțu, care ne-a anunțat la rândul său că nu vede niciun motiv de demitere deocamdată. Nu am dat suplimentare, am fost informat de ministru azi dimineață la prima oră despre accident. O să am o discuție cu acest bădeaz să văd care sunt concluziile. Nu are copii în tren la Fetești ținut, cum vi se pare? Adică nu se putea face totuși o transbordare auto? S-a mai întâmplat asta atunci când au fost accidente feroviare? Ar trebui să răspundă cei care se ocupă de acest lucru. Dacă oamenii au suferit de pe urma modul în care este administrat, în special pentru călători, ar trebui să se răspundă Ministerul de Călători. Șeful ce poate fi demis, șeful ce pere călători? Îl demiteți pe șeful ce pere călători? Poate de ce demis? Trebuie să am informații de să văd ce s-a întâmplat. Abia mai târziu a scris pe Facebook că dacă directorul CFR ar fi lucrat la guvern, acum era acasă. AUR îi cere demisia ministrului Cătălin Drulă pentru haosul de pe calea ferată din ultimele 24 de ore, dar și pentru lipsa de reacție în privința directorului CFR Călători, care a dat niște explicații incredibile când a fost întrebat de ce nu s-a intervenit ore întregi pentru remedierea situației. Alianța pentru Unirea Românilor cere demisia lui Cătălin Drulă din funcția de ministru al transporturilor după ciocnirea celor două trenuri pe ruta București-Constanța, dar mai ales pentru ce a urmat după accident. Zeci de copii uitați în câmp în trenuri ore întregi, zeci de trenuri cu sute de minute întârziere și un ministru al transporturilor fără reacție. Partidul Alianța pentru Unirea Românilor solicită demisia ministrului transporturilor și infrastructurii Cătălin Drulă ca gest minim și firesc de asumare a responsabilității în condițiile în care noaptea trecută trenul Mangalia Arad, având printre pasageri 30 de copii care se întorceau dintr-o tabără, au fost nevoiți să staționeze timp de 9 ore în plin câmp, fără apă, fără mâncare, fără aer condiționat, se arată într-un comunicat de presă al AUR. La rândul său, copreședintele AUR, Claudiu Târziu, afirmă că în orice țară din lumea civilizată, ministrul transporturilor ar fi trebuit deja să-și piardă funcția. Este o dramă și o traumă care va rămâne atât pentru copiii care au fost nevoiți să îndure căldura sufocantă fără apă și hrană, cât și pentru părinții care îi așteptau și care știau prin ce trec copiii lor. În orice țară din lumea civilizată, factorul suprem de decizie din cadrul Ministerului Transporturilor ar fi trebuit deja să-și fi dat demisia sau să fie demis, arată reprezentantul AUR. La rândul său, George Simion reproșează lui Cătălin Drulă nu doar haosul din ultimele zeci de ore, ci inactivitatea continuă de când e la minister. Infrastructura noastră feroviară este un adevărat punct nevralgic. Nenumăratele ore pe care românii le-au pierdut pe căile ferate par să nu conteze nici pentru actuala administrație a Ministerului Transporturilor. Lipsa unei viziuni de reformă autentică va conduce la singurul obiectiv asumat de ministrul USR, privatizarea CFR Marfă și CFR Călători, transmite George Simion. Echipa premierului Florin Câțu în cursa pentru șefia PNL s-a întărit. Iulian Dumitrescu, președintele PNL Prahova, a anunțat că el și filiala pe care o conduce sunt în tabăra lui Florin Câțu. Dumitrescu anunță și că va candida pentru o funcție de prim vicepreședinte al partidului la congresul din 25 septembrie. Am promis că, după încheierea alegerilor în cele mai multe organizații județene ale PNL, voi decide care este opțiunea mea cu privire la viitoarea conducere a partidului. Începând de astăzi, fac parte din echipa lui Florin Câțu și voi candida din partea acestei echipe pentru o funcție de prim vicepreședinte al partidului, a anunțat Iulian Dumitrescu. Decizie în premieră în România. Un hipermarket din Vitan se închide parțial după ce inspectorii ANPC au descoperit mai multe nereguli. Produsele care erau depozitate necorespunzător ajungeau pe rafturile magazinului, apoi în casele oamenilor. Reprezentanții magazinului anunță că au îndreptat neregulile și vor să redeschide toate raioanele. Yeah.
În urma controlului inspectorilor de la ANPC, în centrul comercial din Vitar au fost descoperite mai multe nereguli. Comisarii spun că mai multe produse scoase la vânzare ar fi fost depozitate în condiții necorespunzătoare. Cele mai mari nereguli ar fi fost la modul de depozitare al băuturilor, ținute la temperaturi de peste 40 de grade. Toate acestea ar fi putut pune în pericol viața și sănătatea cumpărătorilor, astfel că, în urma verificărilor, comisarii ANPC au decis să suspende activitatea hipermarketului. Acest lucru se va întâmpla parțial și va avea loc pe o perioadă de 6 luni. Decizia reprezintă o premieră în România. De cealaltă parte, hipermarketul anunță că au fost închise temporar câteva raioane, dar vrea ca acestea să fie redeschise cât mai curând. Reprezentanții unității spun că au igienizat magazinul și au îndreptat neregulile sesizate de ANPC, astfel că vor putea să-și reia activitatea în condiții normale. Tragedie în Gorj. Un băiat de 8 ani, mama acestuia și bunicul în vârstă de 80 de ani au murit după ce s-au unecat în râul Motru. Din primele cercetări, se pare că cel mic ar fi căzut în apă în momentul în care familia i-a sărit în ajutor. Din păcate, niciunul dintre ei nu a mai ieșit în viață din apele Motrului. Echipajele ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva pe cei trei. Incidentul s-a petrecut în zona Dealul Viilor, din comuna Cătunele. Un băiat de 8 ani, mama acestuia și bunicul de 80 de ani din Gorj s-au unecat joi seara în apele râului Motru. Mai multe persoane aflate în apropiere au sărit în ajutor și i-au scos pe cei trei din apă, iar un localnic a sunat la 112. La fața locului s-au deplasat două embarcațiuni, un echipaj Spurd și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Gorj. La momentul sosirii primelor echipaje, victimele se aflau în stare de inconștiență. În ciuda manevrelor de resuscitare, salvatorii nu au mai putut face nimic. Din primele cercetări, se pare că băiatul, în vârstă de 8 ani, ar fi căzut în apă și s-ar fi înnecat, iar femeia și bătrânul ar fi încercat să-l salveze. Polițiștii fac acum cercetări pentru a afla cu exactitate cum s-a petrecut tragedia. Peisaj de iarnă pe platoul Bucegi, acolo unde crestele munților au fost acoperite de un strat de gheață. Fenomenul vine în urma unei ploi torențiale cu grindină. Imaginile au fost surprinse pe platoul Bucegi. Un strat de gheață de câțiva centimetri s-a format pe crestele munților în urma unei ploi torențiale cu grindină. Astfel, în mijlocul verii, peisajul din Bucegi arată mai degrabă ca unul de iarnă. Nu este pentru prima dată când are loc un astfel de fenomen în plină vară. Salvamontiștii din Bușteni spun că incidentele devin din ce în ce mai frecvente de la an la an. În ultimele zile, în mai multe localități din apropiere au avut loc fenomene meteo puternice, de la grindină de mari dimensiuni la ploi și vijelii care au creat adevărate probleme. Cele mai afectate zone au fost Sinaia și Bușteni, acolo unde apele au distrus curțile mai multor oameni. Ana Maria Popescu vine cu explicații după ce l-a lăsat pe ministrul sportului cu mâna întinsă la revenirea de la Tokyo. Sportiva spune că gestul său nu a fost un atac la persoană, ci doar un semnal de alarmă pentru generațiile viitoare. Sunt de părere că niciodată nu este prea târziu pentru a îndrepta lucrurile. Drept urmare, consider că este de datoria mea să fac unele precizări. Asta nu înainte de a-mi cere scuze față de gestul nepoliticos de a nu răspunde strângerii de mână tuturor oficialilor prezenți, a scris Ana Maria Popescu pe pagina sa de Facebook. La revenirea din Japonia, sportiva l-a lăsat cu mâna întinsă pe ministrul tineretului și sportului, Eduard Novak. Popescu a explicat acum că nu are o problemă cu ministrul Novak și a spus că gestul său a fost un mod prin care și-a exprimat poziția față de condițiile de care beneficiază sportivii care vin din urmă. Le mulțumesc celor care au înțeles că mesajul meu nu a fost un atac la persoană, ci mai degrabă strigătul unui om care a reușit indiferent de condiții, dar care își dorește ca cei mici să nu mai fie nevoiți să parcurgă aceleași etape. Lipsuri materiale, competiții ratate din lipsă de fonduri, echipamente obosite de vreme și alte obstacole care îi împiedică încă din fașă să-și atingă adevăratul potențial, a mai scris sportiva. În finalul postării, Popescu și-a menținut declarația făcută la sosirea în țară și a spus din nou lui Novak să aducă medalia de aur la ciclism. Ministrul tineretului și sportului se pregătește să participe la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020 și se arată încrezător în șansele pe care le are să termine pe podium.
Shakira a fost acuzată de evaziune fiscală. O instanță din Spania a constatat că interpreta columbiană nu ar fi plătit taxe în valoare de 17,2 milioane de dolari. Se pare că artista nu și-ar fi achitat datoriile către statul spaniol în perioada 2012-2014. Acuzațiile care o vizează pe Shakira au venit după ce un judecător de la Tribunalul din Barcelona a publicat un document care a analizat investigațiile pe care procurorii spanioli le-au demarat împotriva Shakirei. Judecătorii o acuză pe cântăreața cu origini latinoamericane că a fentat plata unor taxe din perioada în care locuia pe teritoriul Spaniei. Judecătorul consideră că are suficiente documente anexate rechizitoriului care pot demonstra nereguli în ceea ce privește datoriile uriașe pe care interpreta le-a acumulat. Magistrații au constatat că suma totală ajunge la valoarea de 17,2 milioane de dolari pe veniturile obținute în perioada 2012 și 2014. Ca răspuns la acuzații, reprezentanții Shakirei afirmă că aceasta nici măcar nu ar fi locuit în Spania până în anul 2015 și că toate obligațiile fiscale ar fi fost achitate. Echipa de avocați a vedetei în vârstă de 44 de ani susține că se aștepta la o astfel de decizie a instanței spaniole și se arată încrezătoare și deschisă spre a colabora cu autoritățile judiciare. Poluare extremă în Argentina, unde o lagună a devenit roz după ce zeci de uzine și-au deversat deșeurile. Fabricile au preferat să arunce substanțe chimice în lagună în loc să le ducă la un centru de tratare situat în apropiere. În replică, autoritățile argentiniene de protecție a mediului au precizat că nu e nimic în neregulă. Așa arată laguna Corfo din sud-estul Argentinei, într-o zonă situată la aproximativ 1400 de kilometri de capitala Buenos Aires. Laguna a devenit roz după ce în ea au fost deversate substanțe chimice utilizate de mai multe uzine care tratează reziduri rezultate din prelucrarea peștilor. În zonă operează zeci de companii străine care procesează în principal merluciu și creveți, dar care preferă să deverseze resturile în lagună în loc să le ducă la un centru de tratare a lor situat la doar câțiva zeci de kilometri distanță. Laguna a mai fost folosită și în trecut pe post de parc industrial, însă directorul Agenției Regionale de Protecție a Mediului susține că nu sunt provocate daune serioase și că în câteva zile culoarea roz urmează să dispară. Locuitorii din zonă s-au plâns însă de faptul că deversările au dus la apariția unui miros insuportabil și că au cauzat și alte probleme ecologice. În regiunea respectivă locuiesc în jur de 600.000 de oameni, iar mulți dintre ei lucrează chiar la uzinele care fac deversările. De altfel, industria pescuitului e una dintre principalele ramuri economice ale regiunii. Atât la această oră, urmează emisiunea Ritmul Sănătății. Noi ne revedem la ora 10. O dimineață frumoasă tuturor. Pe curând!